peste 25 de milioane de euro reprezentând subvenții pentru agricultură, au adus cât de cât liniștea în comunitatea fermierilor din Bacău. Practic, județul se află pe primul loc din țară în privința numărului total de cereri autorizate pentru subvenții în agricultură pe anul trecut, atât pentru avans, cât și pentru plata regulară. Imediat vă dau și cifrele în detaliu. Pentru bacăuani, agricultura se dovedește un domeniu profitabil. Astfel, din totalul de 19.156 de cereri depuse, din care au fost excluse solicitările neeligibile, pentru avans au fost autorizate la plată 17.314 cereri, adică 95,93%. Suma totală autorizată pentru avans din Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și cofinanțarea de la bugetul național, numai în județul Bacău, ajunge la 14,800 de milioane de euro. În plus, la plata finală, în lunile decembrie și parțial din ianuarie, au fost autorizate la plata regulară 15.951 de cereri, pentru care s-au plătit 10,498 de milioane de euro, a precizat directorul executiv al APIA Bacău pentru colegii din presa locală. Potrivit Agenției Agricultorii din țară, au primit până acum 1,529 de miliarde de euro în contul subvențiilor din anul 2017. Banii provin atât de la Uniunea Europeană, cât și din bugetul de stat.